Bine ați venit în sauna Ghencea. Mii de români curajoși au mers pe caniculă la meciul naționalei de tineret cu Ucraina. Ascunși supărării, fanii și-au făcut vânt cu evanteiul și-au băut multă apă ca să reziste pe stadion la România-Ucraina. Al doilea meci de la Euro pentru naționala de tineret. Sunt 34 de grade, deci o să beau cât mai mult. Nu crezi că o să-ți fie cald? O să fie, dar susținem echipa. E cald? Nu chiar atât de rău, dar mi-e un pic. Nu toată lumea a venit în Ghencea pentru naționala de tineret. Păi, dar vreau să văd pe Steaua. Stadionul Steaua. Stadionul Steaua. În dimineața meciului, fotbaliștii lui Săndoi s-au răcorit în parcul de la Palatul Mogoșoaia. România a fost învinsă cu 3-0 de Spania în primul meci de la Euro. Va fi foarte greu. Acum Ucraina nu e o echipă de trecut așa cu ușurință. Probabil dacă nu vor câștiga, nu vor avea șanse minime să iasă din grup. Capitanul Petrolului, Țicu, e titular, alături de Târnovanu, Marcovici și Luis Munteanu. Familia este alături de el în Ghencea. Emoții pentru băiat? Avem, da. Ați mai dat la vreun sport înainte? A mai făcut altceva în afară? La 7 ani a fost campion pe țară la karate.